Bună seara, bine ați venit la emisiunea În Vizor, bine ați revenit la emisiune după un weekend încărcat de multe evenimente. Ce am avut în acest weekend? Am avut un cutremur, care este concluzia după acest eveniment, că suntem singuri, trebuie să ne descurcăm pe forțele noastre proprii, nu este bine și nu este cazul să ne bazăm pe ajutorul nimănui. Am dat de asemenea ceasul înapoi. Probabil că câteva trenuri au ajuns la ora obișnuită cu această ocazie. Nu vom discuta despre niciunul din aceste lucruri. Vom discuta despre lucruri mult mai importante. Vom discuta în această seară despre educație și avem în această seară invitat în platoul nostru un om deosebit, un profesor deosebit și vi-l prezint pe Gabriel Braic, profesor de liceu. Bună seara, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Un om care sunt convins că vă va face plăcere să-l urmăriți. Bine ați venit, domnule profesor. Bine v-am găsit din nou. Cum a mers ziua de astăzi la școală? Foarte bine. Am mers la armată. Și știți de ce? La liceul la care sunt profesor avem săptămâna altfel. Și împreună cu clasa mea și cu alte clase am fost în vizită la unitatea militară din Someșeni. Am pus mâna pe puști, pe pistoale, am intrat în taburi și elevii au învățat ceva deosebit. Au învățat că țara e apărată. Și în același timp o doză de responsabilitate. Cu siguranță. Iar unii dintre ei se gândesc că poate vor urma o carieră militară. Este acesta un obicei de a duce elevii în vizită la diferite instituții pentru a vedea ce posibilități de carieră au în viitor? Da, ne străduim ca în timpul acestei săptămâni, în școală altfel, să facem educație altfel. Să facem educație in situ, la locul faptei, nu doar în clasă, cu noțiuni abstracte, îi ducem pe teren să vadă, să pună mâna, să simtă, să chiar să guste, îi ducem și la câte o brutărie din când în când, vezi, pane mari sau alte, unde nu vrem să facem reclame. Pe elevii, domnule profesor, unde ați mai dus pe tinerii noștri? Păi, deocamdată e prima zi astăzi, când am început școala altfel, ei vor mai merge cu profesoarea de biologie la muzeul zoologic, nu știu dacă știați că avem un muzeu zoologic în Cluj, la facultatea de biologie, la vivariu. Am aflat și eu ceva interesant, că vivariu înseamnă locul acela de la facultatea de biologie unde au animale vii. Și ei vor vedea pe viu cum se vor comporta animale, așa că vor merge acolo. Personal, în alte ocazii, am fost cu ei la tot felul de instituții, am fost cu ei într-un salon de înfrumusețare. Fetele au fost foarte curioase să vadă cum se face o coafură interesantă și cineva le-a explicat. Și în alte locuri. Sigur, la biblioteci, la muzee, astea sunt cunoscute. V-aș întreba, lumea spune că elevii din ziua de astăzi sunt niște loaze. 40% dintre absolvenți nu știu să citească, nu știu să socotească. Chiar așa să stea lucrurile, domnule profesor? Știți cum, domnule Niculescu, eu nu i-am numărat. Să văd 40%, 39%, 41%. Dar ceea ce știu e că elevii care sunt curioși, elevii care sunt interesați, ei au numai de câștigat. Și eu am dat de elevi interesați, se pare că. Da, e adevărat, avem un analfabetism funcțional alarmant în România. Haideți să lămurim această temă a analfabetismului funcțional. Ce înseamnă exact? Lumea nu știe. Repetăm această frază, lumea nu înțelege și o tot repetăm. Se duce din gură în gură. Habar nu avem ce înseamnă de fapt acest lucru. Da. Termenul sau expresia provine de la ideea de analfabet, unul care nu știe să citească, însă analfabetul funcțional știe să citească, doar că nu înțelege ceea ce a citit. Despre asta este vorba. Cu alte cuvinte, producem pe bandă rulantă, e adevărat, absolvenți care știu să citească, știu să socotească, însă nu prea înțeleg ceea ce au în față. Nu știu să dibuiască sensul textului, sensul paragrafului pe care l-au în față și pe care îl citesc. Asta înseamnă analfabetism funcțional. Și chiar așa să fie 40%, deci 4 elevi din 10 citesc ceva și nu pricep ce înseamnă acele lucruri pe care le citesc? Vă repet, nu i-am numărat. Am avut și șansa să predau la licee foarte bune din Cluj-Napoca. La ce licee? Puteți să spuneți. Da, eu sunt venit în Cluj-Napoca de aproape 10 ani
din 2009, fiind titular în județul Hunedoara, județul meu de Baștină, și am făcut tot felul de experimente. De fapt, am fost la tot felul de licee, detașat fiind, până când am reușit să realizez transferul, titular fiind, repet, în sistem. Așadar, am predat la Bălcescu, la Barițiu, am predat la liceul de informatică și astăzi sunt cu toate în ordine la liceul teoretic Onisif Orghibu, un liceu foarte bun, cel mai mare liceu, cea mai mare școală din județ, 1700 de elevi. Suntem 100 de cadre didactice, nici nu ne știm unii pe alții. Cele mai bune licee din Cluj-Napoca, așadar, da. A venit vorba de citit și atunci am să-l rog pe domnul profesor să citească această frază. Este vorba despre o carte pe care o arătăm să o vadă și cei care ne urmăresc. Este vorba despre o carte care a fost distribuită recent tuturor clujenilor sau tuturor clujenilor care au fost interesați de lectură cu ocazia unui eveniment. Au încercat locuitorii Clujului să intre în Cartea Recordurilor ca cel mai mare grup colectiv care face o ședință de lectură. Din câte am înțeles, s-au adunat nenumărați, dar nu au reușit acest record. Nu contează, vom citi din această carte o scurtă frază. Ei n-au reușit să depășească baremul, însă Eminescu le-a depășit pe toate și rămâne pivotant în literatura română. Așadar, un singur vers din Luceafărul, chiar astăzi am realizat o emisiune pe tema lui, cobori în jos, Luceafăr blând. Okay. Ați spus că ar fi una dintre cele mai mari greșeli în fața cărora suntem puși ca elevi. Da, așa este. Atunci când elevii ajung la versul acesta din Luceafărul, încep să devină critici, încep să arate cu degetul, încep să acuze și să spună, uite, dacă Eminescu a greșit, de ce nu luați pe noi la ban mărunți, domnul profesor? Care ar fi greșeala din această propoziție? Păi greșeala este simplă, cobori în jos, este un pleonasm. Ce se întâmplă? Se repetă sensul din primul cuvânt, a coborâ, în următoarele cuvinte, în jos. Direcția este descendentă, e în mod natural, se poate observa chestiunea asta, coborâtul se face doar în jos, prin faptul că se spune că în jos, cobori în jos, prin faptul că se spune aceasta, Eminescu repetă ideea, de aceea e un pleonasm. Însă Eminescu nu greșește, nu pentru că este Eminescu, ci pentru că poeții au așa numitele licențe poetice. Așadar, în cazul de față, avem de a face cu o licență poetică. Nu este o greșeală, este o modificare de, să spunem, de topică, de sens, de sintaxă, o modificare gramaticală care se face în mod intenționat. Observați, cobori în jos, Luceafăr blând, alunecând pe o rază, pătrunde în casă și în gând și viața înluminează. E o cadență care trebuie respectată. Eminescu respectă o cadență și autorii au posibilitatea aceasta să greșească în mod intenționat din motive prozodice. Adică pentru ca să păstreze ritmul poeziei, măsura, chiar rima. Vă mai dau un exemplu, dacă îmi permiteți. Tudor Arghezi are o poezie numită Adam și Eva. El rememorează timpurile primordiale în care Dumnezeu creează lumea și în care Eva este făcută din coasta lui Adam. Și el spune așa: i-a rupt un os din coaste ceva, și chiar pune un accent peste E. Greșit. Nu spunem ceva, spunem ceva. Vreau ceva de la tine, dăm ceva de la magazin. Dar el spune așa: i-a rupt un os din coaste ceva și a zămislit-o și pe Eva. Observați similitudinea ceva-Eva. Iată, așadar, un profesor de limba română pe care sunt convins că v-ar plăcea să-l aveți la clasă. Nu este întâmplător faptul pentru care l-am invitat în această seară pe domnul profesor Gabriel Braic. Domnia sa a publicat pe Facebook, pe site-ul domniei sale, o scrisoare semnificativă care are o mare legătură cu tot ce se întâmplă în învățământul din ziua de astăzi. Are legătură cu relația între profesor și părinte, are legătură cu relația între profesor și elev. Vă propun să vedem în continuare despre ce este vorba. Sunt lucruri pe care le vom discuta în continuare. Este o scrisoare pe care domnul profesor Braic a adresat-o tuturor celor preocupați de
școala românească, de ceea ce se întâmplă cu viitorul nostru, cu viitorul copiilor noștri. Se pare că nu avem încă materialul, nu-i nimic, continuăm discuția pe marginea celor începute. Iată, Eminescu este o sursă inepuizabilă de discuții. Sunt convins că și la clasă folosiți aceste materiale și cred că elevii sunt încântați. Am văzut deja modul în care explicați literatura română și cred că sunt lucruri, exemple pozitive pentru mulți profesori. Da, eu le spun elevilor, dacă ceea ce citiți nu are de-a face cu viața voastră, puneți cartea jos și luați altă carte, însă literatura are de-a face cu viața. Iată, avem în cele din urmă, avem și materialul de care vorbeam. Haideți să vedem despre ce este vorba. Dragi părinți, nu le faceți temele copiilor voștri, ci ajutați-i să le facă ei, deoarece nu ar învăța nimic dacă le dați totul mură în gură. Selectați excursiile școlare în care pot merge și în care nu. Ei trebuie să învețe că recompensele se oferă în urma muncii. Alimentați-le spiritul de competiție intelectuală și descurajați meciurile colegiale în legătură cu vestimentația, compoziția sandvișului sau cantitatea de gologan din buzunar. Nu-i vorbiți de rău pe profesori în fața copiilor, deoarece le știrbiți din autoritatea oricum destul de fragilă astăzi. Faceți semestrial câte o vizită la școală pentru că interesul dumneavoastră va fi apreciat de dascăli și de copii deopotrivă. Setați așteptări realiste. Oferiți recompense atractive. Empatizați în mod echilibrat. E prea slăbit sistemul nostru de învățământ ca și dumneavoastră să fiți părinți de seral. Vă mulțumesc în numele unei întregi generații de elevi. Iată câteva teme foarte importante ridicate în această scurtă scrisoare publicată pe Facebook de domnul profesor Gabriel Braic. Cel puțin 4 teme am identificat acolo care merită o discuție amănunțită. Ce ați vrut să spuneți, domnule profesor, cu aceste lucruri? De ce n-ar trebui ca părinții să-i asiste pe copii la pregătirea lecțiilor? În primul rând, felicitări. Nici eu n-aș fi putut citi mai bine textul meu. Da, de ce să nu-i asiste? De fapt, cred că e vorba de un tip de asist la teme. Doar că e foarte important ca părinții să îi dirigeze pe copii, să îi ajute, să dea o explicație suplimentară dacă o știu, dar în mod special să-i trimită înapoi la profesorul care poate n-a avut timpul necesar sau nu și-a făcut timpul necesar să explice în așa fel încât copilul să știe să facă tema. Cred că dacă le dai, cum spuneam, mură în gură copiilor și le scrii tu temele doar de frica unor note slabe a doua zi la școală, este nu ajută cu nimic. Este această miză a învățământului a obține o notă bună la școală? Din păcate, încă este. Încă este. Pentru unii care vor să aibă, să zicem, un 10, să zicem 10 pene, sigur, pentru ei nu-i chiar o problemă să facă temele. Ei știu să facă temele. Dar încă este. Notele reflectă mai mult sau mai puțin calitatea intelectuală a elevului, achizițiile pe care le-a avut, memoria sa și așa mai departe. Încă este o miză. Doar că, revenind la problema aceasta a temelor, de părinții se implică câteodată prea mult și altă dată prea puțin în realizarea acestor teme. Trebuie să spun că nu sunt de acord cu teme exagerat de lungi și de multe. Copiii trebuie să aibă copilărie. Copiii trebuie să învețe și din ceea ce fac ei în curte sau în spatele blocului, cu obiectele pe care le au la îndemână, o minge, o bicicletă și așa mai departe. Ei trebuie să interacționeze cu mediul înconjurător. Ei trebuie în special să interacționeze cu alți copii. Inteligența emoțională este mai căutată astăzi. În acea postare de pe Facebook la care am făcut referire despre o competiție intelectuală între elevi care ar fi de preferat unei competiții în ceea ce privește lucrurile pe care le deține fiecare dintre copii. Haine poate de mai bună calitate sau rechizite sau creioane mai frumoase. Da, da. Cu siguranță copiii se uită unii la alții. Deja de pe clasa a 3-a, 4-a, în ciclul gimnazial, cu siguranță știu cum arată marca unei anumite firme și cum arată sigla unei alte firme și se uită dacă pe hainele lor au acele sigle și încep să aibă acest tip de competiție care mie mi se pare că nu e potrivit, adică nu e de folos. Competiția adevărată e aceea a minților, bătălia minților, bătălia celui care învață mai bine, mai mult, mai
care are rezultate mai bune și nu cei care câștigă, în definitiv și cei care câștigă pe termen lung sunt cei care sunt îmbrăcați bine în interior, dacă mă înțelegeți ce spun. Cu alte cuvinte, sunt cei care își extrag valoarea din ceea ce au în minte, au în suflet, au în inimă. Multă lume ridică acest aspect al oportunității uniformelor școlare, care are o foarte mare legătură cu cele pe care le spuneți dumneavoastră. Da. Vă spun că eu sunt pro uniforme școlare. Din mai multe motive. În primul rând, părinții nu mai trebuie să se gândească ce să le cumpăr copiilor, cu ce să îi mai îmbrac a doua zi la școală. Au deja uniforma. După aceea, uniforma ajută ca elevii să înțeleagă că ei merg într-o instituție și sunt parte dintr-un colectiv. Sigla pe care o poartă în piept, la vestă, la cămașă, la ceea ce au ei, la haină, arată o distinție. Arată că ei fac parte dintr-o anumită grupare intelectuală, dintr-o anumită grupare educațională, și anume liceul X, școala X. Și toate astea le ajută pe elevi să înțeleagă că ei sunt, sigur, individualități, dar într-un colectiv care își dorește succesul intelectual. Nici de cum etalarea a tot felul de, uneori chiar chiciuri, haine cumpărate de pe nu știu unde. Da, e oportună, din punctul meu de vedere, îmbrățișarea ideii de a avea uniformă școlară. Dar nu obligatorie, nu cred că în obligativitate. Cred că trebuie să fim democratici. Haideți să revenim puțin la tema de început a discuției noastre, acest trinom, profesor, părinte, elev. Cum putem să îmbunătățim funcționarea acestui sistem încât copiii să obțină cea mai bună educație posibilă? Până la urmă, acesta este obiectivul învățământului în oriunde lume. Păi cum putem să îmbunătățim relațiile, cum putem să dezvoltăm aproape orice în societate? Prin comunicare. Dacă există comunicare între acești membri ai trinomului, sigur, între elevi și profesor există, că e de la sine înțeles, în clasă profesorul discută cu elevul. Ba câteodată mai apă câte unul în particular în pauză și are o discuție între patru ochi. Dar e foarte important ca părintele să fie un element activ în acest trinom. Când părintele devine absent, când părintele devine, eu știu, inactiv și pal, îl lasă doar pe elev în față să discute cu profesorul. Ați folosit acest termen care mi s-a părut foarte interesant, de părinte la fără frecvență. Da, părinte la seral. La seral. La seral. Nici nu mai știu dacă e seral. Cred că eu am predat la seral acum câțiva ani. Mai este încă în sistemul educațional. Nu mă încântă pe mine documentele și, eu știu, legile. Mie îmi place interacțiunea cu elevul. De asta m-am făcut profesor, de asta am rămas profesor în România. Dar să revenim. Cred că e foarte important ca părintele, după cum spuneam, să mai facă câte o vizită la școală, din când în când, să dea un telefon, să pună întrebare pe Facebook profesorului, de ce nu, sau pe WhatsApp. Poate părinții sunt speriați, vor găsi receptivitate de partea cealaltă, profesorul le va răspunde la telefon. Pot să încerce, atâta le pot spune. Sunt profesorii dispuși să aibă un dialog cu părinții? Unii da, alții nu. Cu siguranță nu toți au disponibilitatea aceasta, de aceea și există un orar în care părinții pot veni în audiență. Fiecare profesor, să știți, are o oră dedicată pe săptămână, pusă pe site-ul la școlii. Toate instituțiile la toate instituțiile școlare, peste tot. Profesorii sunt obligați să așeze o oră de audiențe în timpul săptămânii. Ce poate face un părinte? Dacă urmărește rezultatele școlare ale copilului său, poate să discute cu profesorul pe tema acestor rezultate sau cu siguranță, tema pregătirii didactice sau să abordeze diferite alte subiecte. Cu siguranță. Știți, copiii nu tac. Ei merg și spun acasă despre profesorul X cu tare lucru, despre profesorul Y cu tare lucru. E important ca, dacă părintele crede că poate să îl ajute pe profesorul respectiv să fie acel model, să fie acel catalizator pentru elev
în speță copilul lui, e important să vină să-l caute și să-i spune, copilul meu ar putea mai mult la dumneavoastră, vă rog să îl solicitați mai tare, pentru că poate mai mult și vrea mai mult, sau așa mai departe. O sumedenie de lucruri se pot vorbi. Dar când profesorul vede interesul acesta, să știți, copilul acela va beneficia, interesul din partea părinților, copilul va beneficia de interes din partea profesorului. Poate, să spunem, suplimentar. Iată ceva ce ne dorim cu toții, ca profesorul să fie un model pentru elevi, pentru copiii noștri. Din păcate, statutul profesorului în ziua de astăzi nu este neapărat cel mai fericit. Mulți profesori părăsesc țara noastră și se îndreaptă către alte state unde cu siguranță obțin venituri mai bune, nu știm dacă și o viață mai bună, dar venituri mai bune cu siguranță. Iată un material pe această temă pregătit de colegii mei. Despre exodul medicilor se vorbește în fiecare zi. Un fenomen la fel de îngrijorător pentru România se află însă mai puțin în atenția publicului, exodul cadrelor didactice. În fiecare zi un profesor român pleacă din țară, arată un raport recent al Comisiei Europene citat de Mediafax. Potrivit documentului, aproape 7.000 de educatori, învățători și profesori de gimnaziu au părăsit în ultimii 20 de ani România și au solicitat recunoașterea profesiei într-o altă țară din Uniunea Europeană. Mai mult de jumătate dintre aceste cadre didactice au ales să plece în Marea Britanie, aproape 3.000, peste 1.100 în Italia, iar aproape 700 în Germania. Raportul Comisiei Europene arată că pe primul loc în topul solicitărilor de exercitare a profesiei peste hotare se află cadrele medicale, profesorii, medicii stomatologi, electricienii, farmaciștii și medicii veterinari. Iată, 7.000 de cadre didactice care au părăsit România în ultimii 20 de ani. Domnule profesor Braic, ce v-a făcut să rămâneți în România, ce v-a făcut să rămâneți în Cluj-Napoca? Spunea Mircea cel Bătrân în scrisoarea 3, căci iubirea de moșie e un zid care nu se înfiorează de a ta faimă Baiazid. Poate iubirea de patrie. Poate, cu siguranță, dorința de a face ceva în țara mea. Să știți, am avut posibilitatea aceasta. Eram student și mama mea lucra în Statele Unite și mi-a spus, hai în Statele Unite. Am spus, mamă, noi organizăm tabere, făceam tabere, chiar din vremea studenției. Va trebui să facem ceva în continuare vara, nu pot să vin, te rog să mă ierți. Și nu m-am dus. Mama a venit din Statele Unite, eu am rămas în România. Am avut ocazia să merg acum 2 ani la o invitație a unui grup de oameni. Însă, ideea este următoarea. Am rămas pentru că am crezut că sunt chemat să fac ceva aici. Foarte pe scurt, ne uităm în continuare ce va fi în stare inteligența artificială să facă în următorii ani. Deja știm ce poate inteligența artificială să facă, cu ce contribuie la viața noastră de zi cu zi. Iată ce va putea să facă însă în anii care urmează. În 2020, inteligența artificială va putea să câștige campionatul mondial de poker. În 2026 va putea inteligența artificială să scrie eseuri pentru liceu. Nu vă temeți, domnule profesor, că veți fi înlocuit dacă inteligența artificială va putea să atingă asemenea performanțe? Care mai este obiectivul educației dacă calculatorul reușește să înlocuiască majoritatea lucrurilor pe care le facem zi cu zi? Sunt deschis să intru în arenă cu un astfel de calculator și vorbim în 2026. Dacă mă întrebați, n-am nicio problemă cu chestiunea aceasta, însă cred că factorul uman nu poate fi scurt-circuitat. Un profesor, pe lângă faptul că poate fi o bibliotecă ambulantă pentru elevi, poate să fie un geniu și să știe tot, e un model. E omul acela care influențează. E omul acela care construiește și pune o cărămidă la temelia viitorului elevului respectiv. Și e fantastic să vezi, după ani de zile, oameni care își amintesc despre un cuvânt despre care tu nici nu-ți mai amintești, că l-ai spus la o oră și un cuvânt care i-a schimbat cursul vieții. Părerea mai personală este că un obiectiv important al educației este să ne pregătească să fim oameni mai buni, cetățeni mai buni. Este în măsură inteligența artificială, este în măsură calculatorul să înlocuiască acest obiectiv al educației din țara noastră, din lumea noastră.
Nu știu, nu am date, nu am statistici. Ce pot spune e că eu sunt prieten cu calculatorul. Nu știu dacă el este prieten cu mine, dar eu folosesc calculatorul și folosesc chiar telefonul mobil. Câteodată le spun, nu deschideți cartea, ci porniți telefoanele mobile, intrați pe Wikisource, e o poezie de-a lui Blaga, haideți să o citim, pentru că nu au toți cărțile la ei sau nu e în manual. Așadar folosesc tehnica modernă. Nu știu ce să spun în legătură cu un viitor în care calculatorul, inteligența artificială va înlocui profesorul la clasă. Sigur că va oferi informații și poate mult mai adevărate, mai corecte, pentru că factorul uman are în sine sistemul erorii. Dar cu siguranță nu va putea deveni un model. Noi ne vom opri acum pentru o scurtă pauză de publicitate, după care veți vedea cum am reușit noi ca țară să facem o performanță inversă. Dacă Făt Frumos creștea într-un an cât alții în 10 sau în câteva zile cât alții într-un an, noi am reușit următoarea performanță. Învățăm în 12 ani cât învață alții în 9 ani, după publicitate. Venit toamna, acoperă-mi umerii cu ceva. Orice piesă ai alege să fie pe gustul și măsura mea. De la sport la elegant, de la casual la non-conformist, la Vivo Cluj-Napoca stilul mă ajută să profit din plin de sezon. La Vivo Cluj-Napoca găsești inspirație în orice anotimp. Magazinul Gerovital din superbul Platinia Shopping Center este spațiul perfect pentru clujencele dornice să fie în trend cu cele mai noi tendințe din industria frumuseții. Noi suntem doctori în frumusețe. Fie că e vorba despre machiaj sau dermoanaliză, pe toate le găsești în magazinul Gerovital, un brand românesc creat de specialiști adevărați. Vină în magazinul Gerovital din Platinia și află în ce constă puterea produselor cosmetice Gerovital și Aslavital. Gerovital, doctor în frumusețe. Întotdeauna în vremurile tulburi, cei care câștigă sunt cei care au ales stabilitatea. Vos Logistics, lider în industria de transport și logistică în Europa, este o firmă stabilă și puternică. O firmă olandeză serioasă care caută angajați serioși și stabili în întreaga Românie. Nimeni nu știe când va veni criza din nou, dar noi știm că la precedenta criză, Vos Logistics a rămas în picioare ca o companie puternică și întotdeauna în vremurile tulburi, cei care câștigă sunt cei care au ales stabilitatea. Vos Logistics, lider în industria de transport și logistică în Europa, este o firmă stabilă și puternică. O firmă olandeză serioasă care caută angajați serioși și stabili în întreaga Românie. Nimeni nu știe când va veni criza din nou, dar noi știm că la precedenta criză, Vos Logistics a rămas în picioare ca o companie puternică și stabilă cu care îți poți face planuri până la finalul carierei. Dacă vrei să fii șofer de transport internațional într-o firmă serioasă, atunci hai să fim puternici împreună! Mariflor rămâne cel mai modern brand din Cluj și primul care lansează o aplicație de mobil special făcută pentru oamenii ocupați. Intră pe Google Play sau Apple Store, descarcă aplicația Mariflor și o să ai parte de surprize nebănuite. Oferte Mariflor cu reduceri la toate mezelurile noastre gustoase, rețete culinare inedite cu care să îți impresionezi prietenii, o harta magazinelor noastre ca să ne găsești mai ușor. Și asta nu e totul. Poți comanda prin aplicație toate produsele noastre, fie că e vorba de salam, cârnați, șunca, fumături, specialități sau carne de vită și porc, dar și lapte și brânzeturi. Mariflor, măcelărie de bun gust. Dacă vrei să cumperi un apartament, la ce trebuie să fii atent? Constructorul să fie de încredere, să aibă un aspect modern și să fie de calitate construcția, să fie situat într-o zonă foarte bună a Clujului,
Un apartament în ansamblul rezidențial Park Lake este alegerea optimă pentru tine și familia ta. Programează o întâlnire pentru viitoarea ta casă la numerele de telefon 0731 100 101, 0740 300 301 sau cere-ne detalii pe office@park-lake.ro. Am revenit la emisiunea În Vizor. În această seară alături de noi profesor Gabriel Braic, profesor de literatură română la cele mai bune licee din Cluj. A avut deja un parcurs extraordinar la cele mai frumoase și cele mai căutate licee ale orașului nostru. Abordăm în continuare o temă care sunt convins că preocupă pe toată lumea. Cum facem să luăm examenul de bacalaureat? Cum facem să luăm examenul de bacalaureat cu o notă bună, care să ne permită accesul la cele mai bune universități? Învățând, cu siguranță. E răspunsul simplist, dar dacă ne punem problema examenului de bacalaureat, care e și un examen al maturității, care e și un examen al achizițiilor de până la momentul respectiv, cred că e de investit în aceasta. Cred că e de investit în acest demers de ajutat elevii, de explicat că examenul de bacalaureat nu este un bau-bau, nu este un concurs în care doar unul câștigă, ci este un examen pe care toți îl pot trece, dacă fac pașii necesari. Mi-am pus problema aceasta și din perspectiva unui profesor de română m-am gândit cum pot să ajut pe elevii mei și nu numai, pe oricine care dorește să-și ia examenul de bac la română, cum pot să fac asta. M-am gândit că sunt o generație digitalizată, gadgetizată, o generație online și atunci am făcut câteva lecții online, cu toate operele pe care le au ei pentru bacalaureat. Și anume, cum se desfășoară o astfel de lecție online? Efectiv, să înțeleagă toată lumea care ne privește. Cum se întâmplă acolo la clasă? Am făcut înregistrări, am creat un comentariu pe scurt, condensat, cu toată informația de care are un elev nevoie ca să promoveze bacalaureatul, tot ce trebuie să știe despre Ion, Moromeții, Luceafărul și celelalte. Și în 10 minute, că de aceea se numește proiectul meu 10 pentru BAC, în 10 minute am înregistrat video acel comentariu. Așa că elevii pot intra pe site-ul meu, gabrielbraic.ro, și îl pot accesa acolo. Sigur, mi-am pus problema costurilor. Haideți să ne oprim puțin la acest aspect al comentariului. Ce trebuie elevii să priceapă dintr-o operă literară? Care este obiectivul comentariului? De ce trebuie ei să comenteze un text pe care îl citesc? Cum anume le folosește lor în viață să comenteze? Știu și eu, o povestire, un roman, o piesă de teatru. Le spun lucrurile acestea. Pentru ce le folosește elevilor în viață acest comentariu? Eu învăț să comenteze, pentru că ei, de fapt, știu să comenteze, doar că știu să comenteze părinților. Haideți să vedem ce înseamnă comentariul unui text literar. Păi, e simplu. Au de înțeles ideea centrală a textului, tema textului, au de priceput structura textului, e împărțit în capitole, e împărțit în tablouri, cum e Luceafărul, e împărțit în strofe, da? Dacă vorbim despre o operă lirică în versuri. Așadar, au de găsit, de făcut analiza titlului, analiza temei, au de înțeles relația dintre incipit și final, dintre partea de început a textului și concluzia autorului, finalul textului, au câteva elemente simple de rezolvat când e vorba despre un text. Iar când ne referim la analiza efectivă a unui text, ei au de pus întrebările corecte. Cine, ce, de ce, cum, unde, când. Și practic, astfel, trebuie să vedem dacă au fost în stare să priceapă ce anume spune acel text pe care l-au citit. Absolut. Și astfel, pentru că avem un profesor de română în platou, haideți să vedem ce anume pricepe și cum comentează un text din Eminescu, cartea pe care l-avem la îndemână. Vă rog să deschideți cartea acolo unde am pus împreună de altfel semnul și să vedem împreună cu telespectatorii ce anume am putea înțelege din această operă importantă a poetului nostru național. Da, un fragment din Scrisoarea 3, un fragment
contemporan, aș putea spune. Și acum priviți cu spaimă fața noastră, sceptic grece, vă mirați cum de minciunea astăzi nu vi se mai trece? Când vedeți că toți aceia care vorbe mari aruncă, numai banul îl vânează și câștigul fără muncă, azi când fraza lustruită nu ne poate înșela, astăzi alții sunt de vină, domnii mei? Nu este așa? Zice domnule profesor Eminescu. Gabriel Braic, cum ați explica elevilor dumneavoastră acest fragment, aceste 5 versuri pe care le-ați citit acum pentru telespectatorii în SIA? În primul rând, punem întrebarea. Cine emite textul acesta? Sigur că vorbim despre scriitorul Eminescu, dar în cazul textului liric vorbim despre eul liric, vocea poetului în text. Cui se adresează poetul? Păi se adresează în partea de final a scrisorii 3, contemporanilor săi, liderilor politici. De aceea Eminescu nu a avut zile bune spre finalul vieții, pentru că a fost unul dintre cei mai acizi jurnaliști din vremea lui. Opera lui jurnalistică o întrece pe cea literară. Cu cine l-ați asemuit din zilele noastre? Păi de ce mă face să mă gândesc la CTP? Da, de ce nu? CTP. Cristian Tudor Popescu. Apoi o altă întrebare. Ce spune Eminescu? Ce transmite Eminescu? Păi, în cazul de față, transmite ideea conform căreia liderii, vremii, omul contemporan vânează banul, omul contemporan vrea câștig fără muncă și iată, poate ne vin în minte alte și alte nume, nu vom face referire la ele acum. Omul contemporan sau liderul politic contemporan are fraze lustruite, dar se pare că nu mai pot înșela acele fraze, cum Eminescu înțelegea pe vremea respectivă, astăzi lucrurile acestea sunt atât de contemporane, atât de, să nu mă repet, reale, parcă le simți, parcă le pipăi. Vedeți acum un profesor deosebit, un profesor care știe să explice elevilor și iată și nouă diferite implicații ale textelor literare. Vom vedea în continuare, din cauza că nu avem mereu astfel de profesori sau pe toate catedrele astfel de profesori, vom vedea cum s-a ajuns ca elevii români să învețe în 12 ani, cât alții în 9. Un scurt material. Din poveștile copilăriei ținem minte performanța lui Făt Frumos, care creștea într-o zi cât alții într-un an. Nimeni nu poate lua ad literam această idee. Iată însă că reușim în România o performanță inversă. Copiii români învață în 12 ani cât alții în numai 9 ani. Potrivit unui raport realizat de Banca Mondială, publicat la jumătatea acestei luni, un copil din România se poate aștepta la 12,2 ani de învățământ preșcolar, primar și secundar până la vârsta de 18 ani. Prin comparație, un copil din Franța se poate aștepta la 14 ani. Dacă numărul anilor de școlarizare este ajustat în funcție de calitatea învățării, Banca Mondială estimează că un copil din România beneficiază de numai 8,8 ani de școlarizare, un decalaj de învățare de 3,4 ani, cel mai mare decalaj din Uniunea Europeană. Pe înțelesul tuturor, copiii fac ceva mai mult de 12 ani de școală, dar învață cam cât ar învăța alți copii din alte țări în numai 9 ani. Datele sunt preluate de noul index al capitalului uman lansat de grupul Băncii Mondiale, în care România a ajuns pe locul 67, în urma unor țări cu venituri mult mai mici pe cap de locuitor, cum ar fi Ucraina, Albania și Georgia. Între 2012 și 2017, valoarea acestui index pentru România a scăzut, ceea ce este îngrijorător, spun experții Băncii Mondiale, care afirmă că țara noastră riscă să-și piardă competitivitatea pe termen lung și să condamne generațiile viitoare la sărăcie dacă nu investește inteligent în sănătatea și educația cetățenilor săi. Iată ce realitate tristă și rugăm pe domnul profesor Gabriel Braic să ne explice cum s-a ajuns în această situație ca într-o săptămână de școală, practic, elevii să acumuleze informație numai 4 zile din cele 5 petrecute la școală, nu? Cam asta ar fi în linii mari, fără a face un calcul riguros, cam asta e concluzia materialului pe care l-am văzut. În întrebarea dumneavoastră avem răspunsul. Cum au ajuns elevii să acumuleze informația? Pentru că asta face învățământul românesc și încet, încet, vreau să știți, se schimbă. Problema e că punem foarte mult accent pe informare, pe turnarea cu tolcerul, cum spuneau bătrânii, a informațiilor în capul elevilor și nu pe formare, pe dezvoltarea de deprinderi, pe dezvoltarea de capabilități, de oameni care știu să citească un text și nu doar să-l citească, să-l înțeleagă, de oameni care știu ce e cu curentul electric, cu lumina, de oameni care știu ce e cu, eu știu, substanțele dintr-un hamburger de la McDonald's sau din altă parte. Îi învățăm
și informăm și informăm și nu ajungem niciunde. Nu poți să asimilezi atâta informație. Cum ar putea cadrele didactice să procedeze ce ar avea de făcut pentru ca lucrurile să nu continue în acest fel? Pur și simplu devenind mai practici, devenind mai apropiați de realitatea din care ei fac parte, ei înșiși, cadrele didactice, fac parte. Ajutându-i pe elev să facă relația dintre ceea ce li se explică la clasă și ceea ce se întâmplă în viața reală. Vă dau un exemplu de la română. Îi ajutăm pe elev să înțeleagă, am predat acum recent novela Hagi Tudose, să înțeleagă relația dintre om și ban. Banul poate să fie o slugă bună, dar un rău stăpân. Și plecând este de la textul foarte bun și foarte de actualitate. Plecând de la textul epic, putem să discutăm despre cum își gospodăresc ei propriul buget, dacă au un buget sau nu, dacă își împart cheltuielile pe diferite categorii sau cumpără orice, oricând, oricum și ei înșiși devin niște îndatorați părinților și apoi în viață vor deveni niște îndatorați băncilor, oameni care de fapt nu sunt liberi. Abordați astfel de subiecte la orele desigur, de limba română? Desigur, pentru că am spus, dacă literatura nu are de face cu viața, nu citim, o punem deoparte. O altă temă, un alt motiv pentru care învățământul românesc nu merge așa de bine cum ne-am dorit. Iată un carton în care prezentăm investițiile publice în învățământ în diferite țări ale lumii. Este vorba despre o statistică realizată de Banca Mondială. Nu încercați să căutați România acolo pentru că nu o să o găsiți. Dar veți vedea că cele mai bune țări, cele mai performante țări ale lumii, inclusiv multe țări din chiar din estul Europei, cheltuie mai mult de 10% pe educație, în condițiile în care procentul din PIB cheltuit în România pe educație nu depășește încă 3%. Este undeva la 2,8%, dacă nu mă înșel. Uite, Costa Rica, de exemplu, o țară care ni se pare exotică, cheltuie peste 30% din buget pentru educație, dar media statelor dezvoltate și foarte dezvoltate, statelor performante, este peste 10% din produsul intern brut. Dacă nu investești, nu te poți aștepta la un produs de calitate. E un lucru simplu în economie și cred că se aplică în orice domeniu. Trebuie să investești ca să te aștepți să primești ceva de calitate. În România nu se investește în învățământ. E o demagogie întreagă în legătură cu asta. Din 4 în 4 ani sau chiar mai des revine tema aceasta, subiectul acesta, 6% din PIB trebuie dat educație, vom face, vom drege. N-am văzut încă. Și asta afectează, și nu mă refer în primul rând la salariul profesorilor, deși ei trebuie să aibă, să fie niște ființe demne. Și demnitatea ți-o conferă și statutul financiar pe care îl ai până la un punct. Adică trebuie să te îmbraci cumva, nu poți să mergi oricum la catedră și așa mai departe. Pe lângă salariul profesorilor, e vorba de investiții în materiale. Chimia se face cu pixul și cu foaia în loc să se facă cu substanțe. Fizica se face din nou cu pixul și cu foaia în loc să se facă cu circuite. Și sper că măcar informatica se face cu calculatorul și nu cu... Da, sigur, cu calculatoare din anii 90. Eu pot să mi-l donez pe primul unor licee care încă le folosesc. La noi, la liceul nostru, astăzi se schimbă, tot ce înseamnă partea de calculatoare și am văzut calculatoare bune. Dar încă se lucrează cu, nu vreau să exagerez, dar cu Windows XP sau și mai vechi. Ne luăm acum rămas bun, emisiunea se apropie de încheiere. L-am avut alături pe Gabriel Braic, profesor de limba română la liceul Onisifor Ghibu. Un profesor cum ne-am dorit să avem mai mulți, un profesor cum sunt convins mulți părinți și-ar dori să-l aibă pentru copiii lor la catedră. Sunteți și mai ales generos în pregătirea examenului de bacalaureat, obiectivul suprem al elevului în ziua de astăzi. Zi aniversară astăzi, Regina Maria s-a născut în 29 octombrie 1875, a doua regină a României, importantă pentru noi. De ce? Pentru că a fost regina Ardealului, împreună cu regele Ferdinand I, a fost încoronată la Alba Iulia, imediat după Marea Unire, o personalitate deosebit de importantă pentru regiunea noastră și pentru localitatea noastră. Cu acestea ne luăm la revedere. Ne revedem mâine seară la aceeași oră. Sunt Rareș Niculescu. Numai bine tuturor!
Romania. Still paying cash in 2018? Well, maybe you've got something better to do with your time. Because every time you pay with cash, you lose time. And time is the most important thing in your life. Did you know that by paying with the contactless cards, wearables, and mobile solutions from Bank of Transylvania and Visa, you can save more time to take care of the things that really matter to you? Like your New Year's resolutions, remember those? Or cracking an egg during your traditional Easter fest. I know you like that. Or just taking a trip to the famous Dracula Castle. Bank of Transylvania and Visa, working tirelessly to provide you with the best payment solutions in Romania. ProSalt te învață să colectezi selectiv deșeurile, fiindcă ele sunt resurse și nu trebuie să le irosim. Indiferent dacă locuiești la casă sau la bloc, trebuie să colectezi selectiv deșeurile pe două fracții, fracție uscată și fracție umedă. Clujenii care locuiesc la case trebuie să scoată fracțiile la poartă în zile diferite sau să le colecteze pe cele două fracții la punctele gospodărești amenajate în acest sens. Cei de la blocuri trebuie să identifice punctele de colectare de tip clopot aflate în oraș. Mai multe informații pe www.rosal.ro sau la telefon 0264 987. Întotdeauna în vremurile tulburi, cei care câștigă sunt cei care au ales stabilitatea. Vos Logistics, lider în industria de transport și logistică în Europa, este o firmă stabilă și puternică. O firmă olandeză serioasă care caută angajați serioși și stabili în întreaga Românie. Nimeni nu știe când va veni criza din nou, dar noi știm că la precedenta criză, Vos Logistics a rămas în picioare ca o companie puternică și stabilă cu care îți poți face planuri până la finalul carierei. Dacă vrei să fii șofer de transport internațional într-o firmă serioasă, atunci hai să fim puternici împreună! Ora de limba mâncării. Să mănânci ca un spart. Incorrect. Să mănânci ca un spartan. Corect. Vino la Julius Mall și o să înțelegi de ce restaurantul spartan este preferatul tuturor. Alege o porție de souvlaki fraged sau o gyros pizza sau faimoasa Leonida Spita sau un gyros delicat din pui sau surprinzătorul cheese gyros cu vițel. Nu există termen de comparație în materie de gust. Toți clienții noștri revin la Spartan pentru mai mult. Vino la restaurantul Spartan din Julius Mall și participă la Revoluția din Cartea de Bucate. Dureri de oase sau ale coloanei vertebrale? Apelați la clinica Chiromedical, unde medicul Laurent Ferenț, cu mare experiență în chiropractică și cu peste 3000 de pacienți tratați, vă ajută să vă recuperați sănătatea întregului corp. Lombosciatică, discopatie lombară, torticolis sau umeri blocați? Chiromedical este soluția. Intră pe www.chiromedical.ro și fă-ți o programare la cei mai buni specialiști din Cluj. Centrul de Cercetare pentru Curățenie își prezintă specialiștii. Curățenie adevărată e sănătate curată. O pată nu e o problemă, e o oportunitate să scap de ea. Unde-i curățenie luna, toate lucrurile merg strună. Orice pată e de fapt o pată, pe obrazul bucătarului. Curat, imaculat, imediat. Nufăr și Triumf, experții tăi în curățenie. Cauți un apartament în Cluj? Pe strada Aurel Vlaicu, în cartierul Mărăști, unul dintre cei mai serioși dezvoltatori imobiliari din Cluj ridică cel mai modern ansamblu rezidențial din zonă. Apartamentele de una, două sau trei camere cu terase generoase, parcări subterane la subsol, spații comerciale la parter, au ca termen de finalizare luna martie 2018. Fii pe fază și ia unul dintre aceste apartamente, care se vor preda semifinisate, dar la un mare grad de investiție, având centrală termică și calorifere, instalații trase pe poziție, geamuri termopane și ușă metalică la intrare. Dacă vrei să cumperi un apartament, la ce trebuie să fii atent? Constructorul să fie de încredere, să aibă un aspect modern și să fie de calitate construcția, să fie situat într-o zonă foarte bună a Clujului. Un apartament în ansamblul rezidențial Park Lake este alegerea optimă pentru tine și familia ta. Programează o întâlnire pentru viitoarea ta casă la numerele de telefon 0731 100 101, 0740 300 301 sau cere-ne detalii pe office@park-lake.ro. Yeah.
It's okay, I'll do it. Oile românești ar putea ajunge în Orientul Mijlociu. Crescătorii de ovine pot răsufla ușurați pentru că au șanse mari să își valorifice marfa în Emiratele Arabe și există speranțe că ar putea fi deblocat comerțul cu ovine către Siria, Maroc, Tunisia sau Algeria. Oficialii Ministerului Agriculturii s-au întâlnit cu asociațiile crescătorilor de ovine, dar și cu societățile care se ocupă de exportul de animale vii și au discutat despre posibilitatea ca marfa fermierilor români să tranziteze Turcia pentru a ajunge pe mesele arabilor. Întâlnirea de la minister vine după ce premierul Viorica Dăncilă a fost într-o vizită de lucru în Turcia, iar acum ministrul agriculturii Petre Daia ar urma să se întâlnească cu omologul său turc pentru a discuta detaliile unei posibile colaborări româno-turce. În cadrul întâlnirii de la Ministerul Agriculturii s-a discutat concret despre cum ar putea fi făcut exportul de animale vii pe distanțe atât de lungi, astfel încât marfa să nu aibă de suferit. Discuțiile s-au purtat pe acceptarea unei cote la schimbul de animale vii din specia ovine, precum și înființarea unor centre de odihnă a animalelor, astfel încât să se poată tranzita Turcia cu animale vii către țările din Orientul Mijlociu. 5 companii din Dubai și-au manifestat interesul vis-a-vis de acest subiect, astfel că s-a agreat o nouă întâlnire pentru inițierea negocierilor pentru exportul de ovine din România, partea română fiind așteptată să desfășoare o vizită în perioada 2-8 decembrie. 3 companii importante din statul Abu Dhabi sunt interesate să importe animale vii, păsări, bovine, caprine, produse procesate și furaje. În vederea stabilirii unor relații comerciale ferme cu statul Kuwait, este necesar în regim de urgență să fie agreat certificatul sanitar-veterinar de către autoritățile sanitar-veterinare ale celor două state. De asemenea, s-a convenit ca în perioada imediat următoare să se intensifice eforturile pentru deblocarea exportului cu Siria, în sensul agreării modelului de certificat sanitar-veterinar oficial de către autoritățile sanitar-veterinare ale celor două state, precum și realizarea tuturor demersurilor pentru exportul animalelor vii pe noi piețe externe, cum sunt Maroc, Algeria sau Tunisia, se arată într-un comunicat al Ministerului Agriculturii. România ocupă locul 4 în topul celor mai mari crescători de ovine și caprine din Uniunea Europeană, după Regatul Unit, Spania și Grecia, cu un efectiv de 11,5 milioane de capete în 2017, dintre care circa 10 milioane sunt ovine, potrivit Institutului Național de Statistică. Businessul cu oi se bazează însă predominant pe export, pentru că românii nu sunt obișnuiți să consume regulat carne de oaie. În 2017, România a exportat ovine și caprine vii în valoare de 180,5 milioane de euro. Aceleași date ale INS arată că țara noastră a exportat anul trecut și carne de oaie și de capră de peste 35 de milioane de euro.
România este una dintre țările sărace ale Uniunii Europene, dar are 15.980 de milionari în dolari. Un studiu internațional realizat recent de Banca Elvețiană arată că averea medie a românilor a crescut în perioada 2000-2018 de la 3.843 dolari de persoană la 20.321 dolari de persoană. Drept urmare, averea totală a românilor însumează acum 317 miliarde de dolari. Averea românilor a crescut în cei 18 ani mai mult decât în Rusia, unde creșterea medie a fost de la 2.942 dolari în anul 2000 la 19.997 dolari în 2018. Dar mai puțin decât în Bulgaria, unde datele arată că a fost o creștere de la 3.965 dolari în 2000 la 23.984 dolari în anul 2018. Același studiu oferă date și despre nivelul de datorie al românilor. Știți cât era datoria media unui român în anul 2000? 31 de dolari, dar între timp, odată cu averile, au crescut și datoriile. Astfel, în 2018, datoria medie a unui român este de 2.934 de dolari. Conform datelor băncii elvețiene citate de agenția de presă Mediafax, 14.302 români aveau averi între 1 și 5 milioane de dolari, 1.042 dețin între 5 și 10 milioane de dolari, 569 aveau între 10 și 50 de milioane de dolari, 41 între 50 și 100 de milioane de dolari, 23 de persoane dețineau între 100 și 500 de milioane de dolari, iar 3 persoane au averi mai mari de 500 de milioane de dolari. 9,6 milioane de români au averi de până în 10.000 de dolari, 5,5 milioane au între 10.000 și 100.000 de dolari, iar 385.000 de români au averi între 100.000 și 1 milion de dolari. În anul 2000, din suma medie de 3.843 de dolari a unui român, 716 dolari erau active financiare, iar 3.158 de dolari erau bunuri nefinanciare. În 2018, valoarea activelor financiare a crescut la 9.449 de dolari, iar a celor nefinanciare la 13.806 dolari. Cine sunt cei mai bogați români? Topul făcut la începutul acestui an de revista Capital îl plasează pe Ion Țiriac în topul bogaților. Omul de afaceri are o avere estimată la peste 1,7 miliarde de euro și este urmat în top de frații Dedeman, Dragoș și Adrian Pavel. Averea acestora este estimată între 1,1 și 1,2 miliarde de euro. Pe locul 3 în topul milionarilor români este Zoltan Tesari. Acesta are o avere de circa 570 de milioane de euro. Locurile 4 și 5 sunt ocupate de Ioan Nicolae și Iulian Dascălu, ambii cu avere estimate la peste 500 de milioane de euro. Yes, okay, yeah, I'll do it. Vero, iubim apa. Găsit la o nouă ediție Cine ești tu? Astăzi îl vom cunoaște pe Alin Cătinaș, campion la călărie și proprietar al unui club de echitație. Bine te-am găsit, Alin! Mulțumim că ai acceptat invitația noastră! Mă bucur că ați venit la noi! Iată că ai creat aici un loc de